Potrivit broșurii de admitere, ultima zi pentru depunerea dosarului la unitățile de învățământ, unde elevii au fost declarați admiși în clasa noua, este marți 25 iulie. Rezultatele admiterii la liceu 2023 au fost anunțate de Ministerul Educației miercuri 19 iulie. Înscrierea la licee a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte. Cererea de înscriere se descarcă de pe site-ul liceului sau se ridică de la comisia de înscriere a liceului. Carta de identitate, dacă este cazul, și certificatul de naștere. Adeverință cu notele și media generală obținută la evaluarea națională clasa 8-a. Foaia matriculă pentru clasele 5-8 cu calculul mediei generale. Fișa medicală. Programul de înscriere diferă în funcție de liceu. Pentru informații referitoare la program, verificați site-ul liceului, avizierul sau sunați la secretariat.